Nume de scenă. Idhapa. Loc de baștină. București. Am stat în Buzău, m-am mutat în București. Și mai bine aici, nu? Da, clar. Cel mai penibil vers dat vreodată. Bă, eu am un freestyle. Așa. Pe care îl dau gen pe fiecare beat ca să-mi găsesc flow-ul. Și e de două versuri și așa. Ceva cu ponei și cu ulei și-mi bat pula în căcat și nu știu ce. Ceva o de asta gen. Bă, dacă te ajută? Da, păi mă ajută să-mi găsesc flow-ul la fiecare piesă. Ok, deci ponei, ulei, bag pula în căcat. Așa, ok. Pe cine ai pune tu președinte? Bă, taică-me. De ce? Bă, nu știu, mi se pare cel mai corect om. Ok. Și ar sufleti și de-astea. Nu vreun. Nu mai zic, că intru la pârnai. Ai avut vreun job până acum? Da. Ce ai lucrat? Am fost în clasa 9-a, de la de... se ducea la party-uri pentru copii, animator gen. Așa. Și am fost Batman, Superman, m-a dat afară că am făcut un copil să plângă. De ce? Cum l-ai făcut? M-a pus să-l machiez și l-am machiat prost rău de tot. Am făcut cringe pe față, prostii și el mi-a zis să-i fac gen fluturași. Și aia, ăla a fost ultimul eveniment, da, presupun. M-a dat afară gen și mi-au dat 50 de lei. Bă... Ciorbă de vacă sau cremă de migdale? Ciorbă de văcuță. Trebuie să scoți o melodie cu Gami din Five Gang sau cu Denis Nucă. Pe cine alegi? Cine e Denis Nucă? Ăla de cântă cu ei, tu brunetă, vela. E bine, pe voce, cum crezi tu? Gami. Gami? Clar, Gami. Câte pene crezi că în cap într-o pernă? Un kilogram. Dar nu m-am gândit la răspunsul ăsta. Cinstit. Pe ce spargi banii, aiurea? Mă, vreau să zic ceva prost. Gen, bat plaguri și... Frate, că acolo nu-s banii aruncați, aiurea, investiții. Da, frate. Pă, haine, logic. Pă, haine. Îți plac manelele? Tata, e lăutar viața. Serios? Care manea ta preferată? Aia cu Elsa acum. Elsa. Care oase unea. Da, zici că n-are oase unea. Ok, bun. Țancă. Ce părere au vecinii tăi despre tine? Bă, vecinii dinainte, gen aia din Buzău, n-aveau nicio problemă. Că era bloc de la vechi, de nu se auzea nimic, știi? Mm-hmm. Dar acum vecinii ăștia noi, plus administratoarea, așa, mă urăsc. Pentru că e blocul nou și pereții subțiri și se aude tot. Tot, adică da, zici de disprețuiesc. Muzică, nu? Da, okay. Chiar dacă am sufletul bun. Așa zici și la ședința aia de bloc, am sufletul bun. Să zicem că rămâi ultimul om de pe planetă. Unde te duci? Ai toată planeta. La Bâlea Lac. O să mor cu oasele cum trebuie. De ce ai ales numele Idhapa? Era mai mic și era în clasa 6-a gen. Și o stăteam cu ea mai mare de a 8-a. Și mi-au dat oamenii ăștia o provocare, gen toată ziua 4 ore, la toată lumea să zic nu știu. Gen profesori, doamna de făcea curat, gardianul, toată lumea, nu știu, gen am zis 4 ore, nu știu. Și de atunci mi-a zis, ai don't know, Idhapa, Idhkă, chestia asta și mi-a rămas în oraș. Și toată lumea din oraș mi-a zis Idhapa, gen. Și ăsta a fost numele meu de scenă. Ce tare. Messi sau Ronaldo? Nu-s microbist. Dar poți să alegi unul. Pe cine alegi, Ronaldo? Mă, da, cum okay. Mă spăl cu Hedor Șurătos. <Da. laughs> Pa de palma. Bravo, cinstit. Nu, dacă făcea Messi la Pantene era diferit. Da, da, clar. Poți să-mi faci un vers cu următoarele cuvinte și îți dau la dispoziție un minut. Mm. Și avem trei cuvinte. Șmecher, porc și Costinești. Tu nu ești șmecher, ești un porc și te ferești. Am cântat toată vara concerte la Costinești. Bine. Frumos. Cinstit. Când ai simțit că ai bubuit? N-am bubuit. Ok. Cel mai dubios loc în care ai făcut sex? Nu fac sex în locuri dubioase, că mi se pare scârbos. Ok. Te zici Botoșan. Bacău, gen. Bacău, da, exact, e super ok. Ai avut vreodată probleme cu poliția? Cu poliția? Da. Da. La o filmare,
de clip, a venit poliția, toată lumea a fugit, 150 de persoane și eu am rămas cu Alberto Grasso, ba nu, Alberto Grasso, ce crezi, fugise și eu am rămas singur cu Nechita, îl știi pe Nechita? Nu. Cu managerul lui Marco Glass? Nu. Mă rog, Nechita și cu încă vreo doi gen. Și eu am stat, am dat de-aia pe proprie răspundere, i-am mai trimis și la liceu acasă în Buzău gen. Și a văzut dirigă-mea coaie gen aia că mi-am luat amendă gen, nu știu, 1,5 milioane. Și gen voia să-l cheme pe tata la liceu de-astea că mi-a luat amendă. Adică ăștia ți-au dat amendă și ți-au trimis-o la școală? Da. Nu acasă, gen, da. La școală. Uite că s-a legat la fix. Care e proful tău preferat din toți anii de școală de până acum? Doamna Rusu de geografie și domnul Avramescu de geografie. Deci ești pe geografie? Nu sunt pe geografie, dar au fost cei mai de treabă oameni. Ce nu scrie nimeni în descrierea de Instagram și ar trebui? Ce nu scrie? Da, ce ar trebui să scrie despre ei și nu scrie, nu scriu oameni. Bă, orientarea sexuală și-o pun unii. Antici, ar trebui să scrie orientarea sexuală toți? Nu neapărat. Că-ți mai dai seama după față. Nu știu ce ar trebui să-și pună oamenii în descriere. Ok. Înălțimea. Înălțimea? Da, da, înălțimea, da, chiar ar fi asta. Ok, gen. Doar înălțimea, nu gen... Mario, fac box de 7 ani. Știi ce zic? Da. Știi fix genul ăla de descriere, da. Dacă scrii gen Idecapa, 16 ani, 1,90 m, mm-hmm. Ok, e ok, știi? Ok. Dacă scrii Gabriel, box, scorpion. Scorpion, îmi plac plimbările și bătaie. Da. Ok, ce voi să te faci când erai mic? Mașină. Mașină de ce? Și ziceam la mama, mașină. Că vrei să te faci mașină? Da, mașină. Mașină? Mașină. Ok. Și mai tragi spre asta sau rămâne? Ok. Fie, continuă versul Havana, Havana. Havana, Havana. Uh-huh. Nu știu, mă, Dana Marihuana. O știi pe Dana Marihuana? O știu pe Dana Marihuana, cum să nu. Havana, Havana. Havana, Havana. E manea? Da, da. Nu știu. Da, e sud-americană, da, mă rog. Ascultăm după ce. Da, da, clar, clar, clar. Tu câți ani ai? 16 ani. Bun, o să pun aici. Dacă ar fi să scap de un cadavru și să trăiască, să îngrope cineva, la cine ai apela pentru ajutor? La Grasul Ixer. Bă, știți voi ceva ce nu știu noi aici? Care e cel mai dubios vis pe care l-ai avut vreodată? Cu Grasul Ixer. Chiar ai avut? Da. Și ce? Da, am avut, mă glumesc. Mamă, cel mai dubios vis al meu? Da. Când eram mai mic, visam gen un univers paralel în care făceam parte dintr-o familie de vrăjitori. Și gen făceam opusul la ce fac eu, gen opusul la ce fac bine, adică răul, era bine în visul meu. Mă. Știi? E... greu. E, da, e foarte, foarte ciudat. Greu. Ok. Care e cel mai ciudat lucru făcut de un fan pentru tine? Bă, arunca cu niște plușuri în mine. Plușuri? Da. Ok. La Ploiești. Și nici măcar nu le-a aruncat pentru mine, le-a aruncat pentru gagica. Gen, am aruncat cu plușuri în mine multe. Așa. Și numai ca să îi le dea ei, gen. Păi scria pe ele sau ți-au zis că de asta l-am aruncat? Au zis organizatorii că au aruncat pentru ea, nu pentru mine. Dar numai ca să le iau de pe scenă. Ok. Da. Era să mor vreodată? Da. Cum? A dat o motocicletă peste mine la, nu știu, eram mai mic. Aveam mai puțin de 10 ani și a dat un motor peste mine. Ok. Și șoferul era medic, ce crezi? Și a vrut tata să-i spargă capul. Că a dat peste mine. Bine, dar și eu copil nebun. M-am aruncat în fața lui gen. Și am avut 3 ani dintele ăsta negru. De ce te-ai aruncat în fața lui? Nu știu, mă, bă, nu m-am aruncat în fața lui. Eram în Italia, mama a stat în Italia, uh-huh. Știi? Și eram în Italia și trebuia să plecăm din Italia și să ia mama gen de-astea, bilete de avion. Uh-huh. Și eram la o agenție de-asta de zboruri, chilul meu. Și pe mine m-au lăsat afară, s-au dus ei și eu stăteam afară, mâncam o acadea, pe o bordură de-aia. Și mă strigă mama, mă. Că mă chemase femeia aia de la chioșchi, de la căcat. Uh-huh.
să mă vadă, cică. Și fug eu repede și nu m-am uitat stânga-dreapta. Și din stânga direct mare motor în capul meu, gen. Și am murit, îți dai seama. Și am murit, dar nu vă mai povestesc că am murit. Cât costă 12 pepeni de dăbuleni luați în iulie? Ce, mă? Cât costă 12 pepeni de dăbuleni cumpărați în luna iulie? 12 pepeni? Uh-huh. Un milion. Ok. Nu știu nicio, dar... Păi de ce mă întreb dacă nu știi? Eram curios de tu cât ai zice, că nicio nu știu și eu. Și zic că e mai mult de un milion totuși. Că-s 12 și 12... aia de dăbuleni sunt mari? Păi da, mă, sunt mari, dar dacă de la dăbuleni e gen de la ei, de la mama lor păi, acasă. Păi gen... că e ăla adevăratul. Păi e ăla adevăratul și nu trebuie să fie mai ieftin kilo, gen. Că zi... A, tu zici dacă le iei direct din dăbuleni. Da. Dacă e așa, da. Tu ai pe cineva în dăbuleni? Nu știu, mă, pe nimeni în dăbuleni. Bine. Dar e ca și cum mai te duci și ai întreba la o librărie de foile astea. Mm-hmm. 10 foi. Un leu. 12 pepeni, un milion. Ok, bine, nu? Merge cu milion. Care e melodia ta preferată? All în time. Momentul ăsta? All time. Sau dacă vrei să zici și în momentul ăsta și all time. În momentul ăsta, celofan de la Ike Boy cu picone. Așa. Și all time. Gen ceva de la Salam sau de asta, gen veche, dar bună. Ok. Ceva vechi, dar bun. Gen un live de la cel mai bun prieten. Da, 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 da. Ah, înțeles, ok. Ce? A mea? Voi ce mi-ai să mă întreb? La mine e numele tău de azi, îl voi uita de la Adiminune. De la? Adiminune. Adiminune? Da. Bravo, frate. Care oricum e tradus, mă rog, în fine, da, 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 da. Ce ai face cu 50 de lei? Nimic. Mi-au două pachete de țigări și un Red Bull. Da, te încadrezi. La limită un pic. La limită că e 25 asta de refumez. Eu mi-au un pachet și un Red Bull jumate, și mi-au la bucată și mi-ajunge și de un Red Bull. Ți-a ajunge de... Sau poți să-i îmi dă la mai ieftin. Mi-au luat țigări la bucată de când eram mic, gen. Și acum, sunt obișnuit. Acum ți-ai pachet. Acum am eu cartuș. Acum fumezi direct. Am mulți. Ca idee, de ce mă întreb? Bun. Un mesaj pentru Porc TV, care tocmai ți-a văzut și bucata de la Urbanist. Vă mulțumesc că m-ați chemat. Nu ce să zic, respect. Ai scăpat. Mulțumesc frumos. Deci nu așa, da? Nu, niciodată. Dar până mă gândesc...